s-a accidentat. Dar deocamdată scorul este 0-0. Revedem faza. Da, cred că mingea ar fi izbit bara transversală. Dar cine știe unde ricoșa? Foarte frumoasă intervenția lui Ioani. Cel mai vechi din lot. Offside aici. Golul lui Roman este anulat. Fanionul se ridicase înainte, chiar după ce balonul plecase din bocancul lui Martic. Și cred că arbitrii au dreptate. Centrarea lui Martic l-a găsit în poziția afară din joc pe Roman. Ia să vedem această reluare care este edificatoare. Evident, iată, aici este momentul care se judecă, offside fără dubii. Ciprian Danșa, asistentul Depelor, urcase până la 33 de grade Celsius, semn că apropierea furtunii este iminentă peste zona Olteniei. Centrare de pe dreapta și gol! Gol, 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 gol! Roman reia cu capul la centrarea lui Martic. De această dată nu mai este offside. Golul vine pe aceeași relație pe care s-a marcat din offside, însă și în prima repriză. Roman înscrie un gol care descătușează Craiova în secunda 30 a mitanului al doilea. Parcă mai liniștit și Papur acum, 1-0 în favoarea echipei gazdă. Roman reia cu capul din apropierea porții și deschide scorul. Vom revedea această fază. Bărbuț îl angajează pe Martic, care centrează perfect. Îi pune mingea pe frunte lui Roman, care fără să se desprindă de la sol, de pe linia careului mic, trimite imparabil cu toate eforturile bravului portar Ioani. Gol Tenia! Roman marchează și Craiova conduce cu 1-0. Roman a înscris exact la poarta dinspre peluza ocupată de suporteri. Vă dați seama ce descătușare și acolo în rândul fanilor, care fotoliul de lider cu 9 puncte. Și este bară transversală, să vedem. Mingea n-a intrat în poartă. Ce ocazie și ce noroc pentru Universitatea Craiova. Piliaceli fusese depășit acolo la faza la care Neicuțescu, dacă nu mă înșel, a reluat cu capul. Extraordinar, după ce ieri la media și-am avut un gol valabil neacordat celor de la Șep și OSK. Din nou o fază asemănătoare, însă aici nu cred că mingea a intrat în poartă. Parcă, să zic eu, că balonul a mușcat din gazon acolo, în fața porții. Între timp este o ciocnire între Bancu și Piliaceli. Răgaz probabil și pentru noi să vedem reluarea acelei faze. Nu, vedem întâi cum s-au ciocnit Piliaceli și Martic. Neguț era în spatele lor. Foarte interesant să vedem unde a căzut mingea, deși părerea mea este că nu se pune problema să fi fost gol în acest caz. La fel m-am exprimat și ieri la Mediaș când am spus din prima că a fost gol. Ia să vedem centrarea lui Martac. Și noi, este clar minge care cade în teren. Neicuțescu aproape de un nou gol decisiv, la fel cum a fost și cel de la Mediaș, protejat de șansa aici Piliaceli, care a avut și o descătușare nervoasă, deși n-are niciun merit la intervenția respectivă. Zeița Fortuna pentru Piliaceli s-a personificat în bara transversală la lovitura de cap a lui Neicuțescu. Vreo două minute din prelungiri. Martac, omul care a centrat acolo, iată ce frumos se desfășoară această fază și ocazie, din nou rarisimă, din zonă centrală. Cherchez trimite pe lângă poartă la mingea pasată de către Neicuțescu. Jaloane apărătorii Craiovei aici, Aca, Renato Chelici, Martic era și el departe, Bancu depășit. Sunt încă probleme în zona defensivă, chiar dacă, iată, Craiova este aproape de a strânge 3 meciuri consecutive fără gol primit. Mă refer la deplasarea de la Dinamo, deplasarea de la Honved și meciul de astăzi cu Chindia.